Absolvenții din județul Hunedoara au posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă în data de 11 octombrie de la ora 10 la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara organizează bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, fiind așteptați cât mai mulți angajatori. În data de 11 octombrie, începând cu ora 10, la Casa de Cultură Deva, în holul principal, organizăm bursa absolvenților, bursă organizată la nivelul întregii țări în această dată de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Noi, Agenția Județeană Hunedoara, organizăm de data aceasta la Deva. La acest eveniment poate să participe toată, orice persoană care nu are loc de muncă și toată lumea care dorește să intre în contact cu angajatorii. Avem o componentă pentru tineri, pentru că bursa în special este adresată tinerilor. De data aceasta evenimentul îl organizăm cu inspectoratul școlar, pentru că ne propunem în cadrul bursei să avem acțiuni cu elevii din ultimii ani de liceu, să aibă un prim contact cu angajatorii și să dobândească informații care să-i ajute în definirea carierei. Agenții economici care dispun de locuri de muncă vacante și sunt interesați să participe la acest eveniment pot depune oferte de locuri de muncă vacante până în data de 10 octombrie la sediul AJOFM Hunedoara din municipiul Deva, Piața Unirii, numărul 2.